Uniunea Europeană a majorat la 75 de tone cota de pescuit la calcan pentru România în anul 2020 de la 57 de tone cât este în prezent. Cota de pescuit la calcan din Marea Neagră pentru Bulgaria și România va fi de 150 de tone în 2020 câte 75 de tone pentru fiecare dintre cele două țări, în creștere cu 32% față de cota pentru acest an, au transmis oficialii de la Sofia. Având în vedere importanța acestui tip de pescuit pentru sectorul piscicol, majorarea cu 32% anunțată este un succes important pentru cele două țări. Decizia urmează să fie oficializată într-un raport adoptat la încheierea celei de-a 43-a sesiuni anuale a Comisiei Generale pentru pescuit în Marea Mediterană din Grecia. Anul acesta, cota de pescuit la calcan pentru Bulgaria și România este de 114 tone, respectiv câte 57 de tone pentru fiecare dintre cele două state europene. În anii precedenți, Comisia Europeană a încercat fără succes să obțină o reducere de 15% a cotei de calcan în Marea Neagră, în ideea de a asigura un pescuit sustenabil, însă de fiecare dată cotele de pescuit de la Calcan pentru Bulgaria și România au rămas neschimbate ca urmare a argumentelor ridicate de autoritățile de la Sofia și București.